Hristos a înviat. Adevărat. Iubiți credincioși, am putea spune că ne-am apropiat deci cu sărbătorilor pascale, pentru că prin sărbătoarea izvorului tămăduirii, sau sărbătoarea Maicii Domnului, închidem săptămâna luminată, cea în care primii creștini botezați ai veacurilor creștine petreceau toată săptămâna cu lumânări aprinse de la biserică spre casa lor și de la casa lor spre biserică, iar veșmintele lor erau albe fiind haina de botez a primită la taina Sfântului Botez ca haină de lumină. După sinodul 3, când Mariologia Maicii Domnului intră adânc în viața Bisericii, vom găsi sărbătoarea izvorului tămăduirii, care este legată și ea la rândul ei de o mare taină a unui izvor binefăcător. Și în zilele noastre, chiar și în tradiția românească, și în zilele noastre, chiar și tradiția monastică, chiar și în tradiția bisericească, chiar și în tradiția etosului românesc, vorbim de izvoare vii sau de izvoare dătătoare de viață. Să ne aducem aminte cel din tâi din povestea populară, când fata împăratului roșu se duce într-un munte înalt, deci Sihia, înălțimea, să aducă apă vie și apă moartă, pentru vindecarea celui care este ucis nedrept. Deci este tot simbolul învierii, este tot simbolul aghiazmei sfințite, pentru că acest izvor miraculos despre care vorbim astăzi, își are rădăcina undeva într-o pădure din Constantinopol, unde un oarecare înțelept Leon, dând de un om însetat și obosit și neajutorat, acesta cerea din mila creștină, încercând să-l miluiască și să ia această apă binefăcătoare, nu găsea. Și deodată aude o voce minunată care îi spune: apa este chiar aproape de tine. Mergi în hățișul din fața ta și vei găsi un izvor. Dacă va bea din această apă și se va spăla pe față, se va tămădui. Și iată pe acel om, în momentul în care consumă apa binefăcătoare, apa miraculoasă, el se vindecă și începe să vadă în mod miraculos. Ne aducem aminte că acest izvor a mai făcut odată această minune, când Dumnezeu unge ochii omului cu tine și îi spune: mergi de te spală la scăldătoarea Siloam. Și în momentul în care omul orb a plecat spre scăldătoarea Siloam, Mântuitorul Iisus Hristos și-a văzut de ale sale. Și iată, deodată pe orb, întors înapoi cu vedere nelimpezi, spunând cât bine a făcut lui Dumnezeu. O să vă întrebați de ce Mântuitorul a trimis să se sperie și mi-a dat ochii și vederea din prima. Tocmai pentru a depune efortul personal din liberul arbitru, pentru a consimți credința cea vie și pentru a consimți adevărul de credință prin voia noastră proprie. Mare credința ta, femeie, și să te mândim fiica ei în ceasul acela. Numai cât m-am atins de tine și m-am vindecat, și s-au oprit curgerea de sânge și așa mai departe. Întorcându-ne la izvoarele miraculoase, acest izvor, după ce acest Leon înțelept, numit și Leon cel Mare, care va ajunge împărat, va zidi o biserică prea frumoasă peste el, în cinstea născătoare de Dumnezeu, pentru că cea care a vorbit era Maica Domnului, va veni mai târziu și împăratul Justinian cel Mare, care și el la rândul său va face o biserică mult mai mare, aceasta fiind dărâmată prima în urma unui cutremur, și bineînțeles că acolo se vindecau bolnavi de toate bolile posibile și imposibile.
Împăratul Justinian, având o anumită boală de oase legată de reumatismul vârstei. Și prin secolul al XIX-lea, al XVIII-lea, în momentul actual, varianta bisericii originale de astăzi, așa cum o vedem și astăzi, se face cea de-a treia biserică în zona Constantinopolului, numită Biserica Izvorului Tămăduirii, adică Izvorului Născătoarei de Dumnezeu. Aici s-au vindecat tot felul de oameni, de tot felul de boli, le arată sinaxarul acolo puse și enumerate de idromică, de boli de inimă, de boli de oloceală, de boli de suferință, căzut, om căzut la pat, săcând și, cum am spus și în ajun ieri, cea mai mare minune a Maicii Domnului este faptul că ea este cel mai adânc izvor de milostivire și bunătate către Dumnezeu. Dacă ne uităm în tradiția noastră românească și în etosul nostru românesc, vom vedea că tot cuprinsul României este plin de izvoare binecuvântate care au rol tămăduitor. Foarte mulți oameni se duc la fântânița Sfintei Teodora, unde se aduna apa și iau apă tămăduitoare care se strânge de la ploi și are gust ca de agheasă. Foarte mulți se duc la izvorul de la Maica Domnului, din partea Bistriței există o mănăstire unde Maica Domnului, când călugării au vrut să plece în Baton, la Bisericană, s-a arătat Maica Domnului într-un copac și a spus așa, și aici este grădina mea, nu e nevoie să plecați în Atos. Stați aici și vă rugați și faceți o biserică și eu voi fi pururea cu voi. Și iată în felul acesta, acolo a rămas un izvor binefăcător. La mănăstirea Corecioara, în deal, un alt izvor binefăcător. La mănăstirea Silvestrie, izvorul Părintelui Paisie, izvorul Părintelui Cleopa, fiecare loc binecuvântat, la Prislop, izvorul Părintelui Arsenie Boca, la mănăstirea Ghighiu, sărbătoarea Marii Tămăduitor, Pantelemon și tot acolo există o icoană a Maicii Domnului Făcătoare, nu există tot un izvor binefăcător. La Dervent, un alt izvor binefăcător. La Brăila, la Biserica Greacă, alt izvor binefăcător, unde în ziua praznicului se mulțește mai mult apa în fântână, gheazma care se face acolo de către episcop sau soborul de preoți, încât pot toți credincioșii să ia. Aceste izvoare pe care le mai găsim și sub denumirile populare de izvorul Călugărului sau fântâna Călugăriței sau fântâna Pusnicului sau izvorul Cuviosului și tot felul de denumiri, cum sunt ele trecute în vetre de sihăstrie românească a Părintelui Anichie Balan, ne arată că oamenii din totdeauna și-au dorit cu ajutorul lui Dumnezeu să aibă aceste izvoare binefăcătoare care să-i tămăduiască. Dar ele nu sunt întâmplătoare. Și în Țara Sfântă, dacă mergem, vom găsi așa izvorul de la Nazaret, zidit pe el chiar biserică și toate femeile sterpe care se duc și beau apă din acel izvor, se vindecă. Apele Iordanului, orice persoană care bea apă din Iordan, se vindecă de orice boală și dacă o ții acasă în sticlă adusă de la Țara Sfântă, ea nu se strică absolut niciodată. Mergând mai departe la izvorul Sfântului Ioan Botezătorul, la El Carem sau în dealul Vilă, cum se spune, sau la Even Sapir, vom găsi întotdeauna izvorul Maicii Domnului. Dacă vom merge în Iudeia, loc unde s-a întâlnit Maica Domnului cu Elisabeta, era locul de unde se lua apă de la un izvor. Deci, iată, alt izvor miraculos. Dacă vom merge sus pe muntele Tabor, unde este Biserica Românească,
și vom lua aghiazmă de la icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni, toate femeile care nu zămislesc sau nu pot naște, rămân însărcinate. Dacă te duci la Sfântul Sava în pustie și bei apă sau aghiazmă făcută din izvorul de la mănăstire, care este izvorât în mod minunat, sau o crenguță mică de finic, o frunzuliță de finic tăiată în porțiuni foarte mici, ochiți, se curăță nerodirea pântecului și femeia naște. Dacă te duci în Sfântul Munte Athos, găsești două izvoare miraculoase ale Maicii Domnului, de o frumusețe rară, cum pe partea mănăstirii pe Sfântul Pavel, cum se merge pe vârful Atonului, atunci când Maica Domnului se spune din tradiție că a călătorit până în vârful Atonului, pentru că există o biserică închinată ei, Panagia, și a călcat cu picioarele ei sfinte acele locuri unde i s-a făcut sete, un munte înconjurat de ape sărate, deci Mare Ionică și Mare Egee, în momentul când a fost lovit cu toialul, a ieșit un izvor din care și astăzi se adapă toată coasta muntelui și toate mănăstirile beau apă din acel izvor de sub Atonul.